4 autospeciale au sosit în centrul istoric pentru a stinge incendiul. Misiunea pompierilor a fost îngreunată de ghivecele pentru flori care îi împiedicau să ajungă la mansarda în flăcări. Câțiva salvatori au spart cu târnăcopul ghivecele pentru a putea interveni. Între timp, mai multe persoane, printre care și angajați ai magazinelor ce funcționează la parterul imobilului, au fost evacuați. Incendiul a scos din case și pe alți locatari din imobilele vecine. Speriați, aceștia au privit neputincioși cum fumul gros ieșea din acoperișul în flăcări. M-am speriat, cum? Adică cum sunt? Suntem aproape aici, familie, toți. Aici. Locuiește cineva acolo? Da. Am ieșit afară să văd despre ce este vorba. Ce ați auzit? Pompieri? Pompieri, poliție, mai mult. Nu știu, nu știu, nu știu, nu, acum am luat. Casă vechi, de ce-o luat? Prea vechi, casă. N-au nimic, nu vezi, cade jos. Până la această oră nu se cunosc cauzele producerii incendiului. La sosirea gărzii de intervenție, ardea o parte din acoperișul clădirii, existând posibilitatea ca flăcările să se extindă la locuințele de la etajul inferior. Incendiul a fost localizat și stins în limitele găsite de pompieri.